Peste 300 de pacienți activi cu COVID-19 la nivel de raionul Căușeni, dintre care 86 internați în spitalul raional. Spitalul raional Căușeni a extins numărul de paturi pentru pacienții COVID până la 90. Alexandru Cojocaru, medicul șef al spitalului, afirmă că începând cu 1 martie a mai activat alte 60 de paturi pentru pacienții infectați prin noul coronavirus. Astfel, la data de 1 martie au fost alocate 24 de paturi pentru cei infectați cu noul coronavirus, la 6 martie alte 14, iar la data de 9 martie încă 20 de paturi. În secție de terapie intensivă sunt 6 paturi pentru pacienții COVID, starea acestora este extrem de gravă. Situația din spitalul raional Căușeni devine din ce în ce mai încordată. Zeci de pacienți confirmați pozitiv prin noul coronavirus sunt transportați zilnic la spital, cifra acestora ajungând la data de 9 martie la circa 90 de persoane. Pentru a face față numărului mare de solicitări, administrația spitalului a extins numărul de paturi și a deschis încă câteva secții pentru acești pacienți. Astfel, secția de boli infecțioase, cea de boli cronice, terapie acută, triaj și secția de terapie intensivă, toate primesc astăzi pacienți infectați prin COVID. Ultima perioadă, începând cu 20 februarie, situația epidemiologică în raion s-a agravat fulminant. Noi la moment avem peste 300 de pacienți activi în raion, din care 86 sunt spitalizați în spitalul raional. 6 sunt în stare gravă în secția terapie intensivă. De la 1 martie am deschis suplimentar 24 de paturi, pe data de 6 14 și de azi încă 20 de paturi. Deci, în total, 60 de paturi noi am activat în ultimele 9 zile, de la 1 martie. Vreau să spun că ultimul timp solicitarea spitalizării este una foarte mare. Am impresia că totuși este o formă nouă de coronavirus care face mai multe complicații și durata aflării pacientului și desigur că tratamentul este foarte complicat. Această femeie din Căușeni marți dimineața a fost externată din boli infecțioase. Ea spune că inițial i s-a părut o glumă, dar că boala este extrem de agresivă și în câteva zile nu mai poți respira. Înăuntru sunt oameni de aur, toți și medicii și surorile și sanitărcile și sunt foarte buni, foarte buni. Nu, monumentele trebuie, monumente. Cum ați suferit boala? Spuneți-ne două cuvinte. Boala am suferit-o greu, da, mă înțeiem, domnulul, am trecut. De la început îmi părea că e o simplă răceală. Și am dat la febră și nici am făcut testul și gata. Și cum a fost forma dumneavoastră? A fost grea, foarte grea am făcut. În ce ați trecut? Pneumonie am avut. Pneumonie am avut, dar datorită oamenilor cu minte de aur, nu știu cum să le spun, pe toți scapă. Oamenii sunt mulți, patrele sunt ocupate, cu fiecare se vorbește în parte, nu am cuvinte să spun. În dimineața zilei de 9 martie, 86 de pacienți cu COVID erau internați în spital, ca până în amiaza zilei, cifra să depășească peste 90 de pacienți. Medicii spitalului afirmă că personalul medical este epuizat și nu mai face față numărului mare de solicitări. Se colectează aici. Uh-huh. Se colectează, pe urmă ele deja vine mașina și le transportează la Chișinău, laboratorul central de la Agenția de Sănătate Publică. Acolo se face testul, pe urmă să revine încoace cu rezultatele, ca așa, prin rezultatele, pentru că avem și pacienți care nu cred că el are COVID. Vin pe urmă eu extrasă, că dați-ne, că noi nu credem că este așa boală COVID. În contematic, practic, zi de zi a crescut brusc numărul adresărilor, deci prin intermediul ambulanței. Pe data de întâi, deci noi, pe lângă 26 de paturi care erau în secție de boli infecțioase pentru pacienți COVID, am mai deschis încă postul 2 cu 26 de paturi, deci s-a mărit dublu, 52 de paturi. În câteva zile aceste paturi au fost ocupate rapid. Pe data de 7 martie, noi încă pentru un ordin am mai desfășurat în partea asta încă 24 care au fost în două zile ocupate.
și tot pe 7 martie, într-un ordin, am externat pacienții din îngrijiri cronice, deci până ziua de ieri și astăzi deja în secție din îngrijiri cronice, din nou primim pacienți confirmați, aveam 22-25 de paturi acolo deschise. Deci toate paturile deja au fost ocupate, dar în dinamică, vedeți că noi puțin am mers înainte, am anticipat la numărul pacienți care au venit. Practic, zilele trecute noi am avut, așa spunem, pe sâmbătă noi am avut 64 de paturi pe 7, deci erau la 60 de pacienți confirmați în secția de boli contagioase. La ziua de azi, adică ieri, erau 70 de pacienți, deci puțin a crescut față de numărul de paturi. Noi am deschis deja 20 de paturi acolo, deci avem 84 de paturi. Deci paturile astea, o parte deja sunt ocupate. În boli cronice, acolo mașinile salvările vin, dar în alt moment avem număr, adică patru suficient pentru pacienți. Dar zi de zi crește progresiv numărul pacienților și gravitatea lor. Deci dacă în anul trecut erau pacienți gravi mai mult de medie, acum foarte mulți pacienți în stare gravă. De sâmbătă, deci în partea asta, deci sunt deschise 12 paturi de pe data de 7. Ele au fost deja ocupate, toate paturile sunt ocupate, cu pacienți confirmați COVID. Aici era merge triajul, acum, deci, practic, sunt bolnavi cu confirmați COVID. Noi avem monitoare, am primit monitoare la Ministerul Sănătății, avem monitoare primite de la Ambasada Statului Americii. Avem monitoare care au fost donate de PNUD. Deci, practic, noi de terapie intensivă, toate paturile au monitoare. Unii se monitorizează saturația oxigenului, tensiunea arterială, frecvența cardiacă, numărul de respirații, deci ce trebuie pentru un bolnav, care se monitorizează practic 24 în 24, minut cu minut, pacienții se monitorizează. Pe lângă asta, noi m-am primit la Ministerul Sănătății și infuzomate, deci infuzomate sunt dispozitive pentru administrarea medicamentelor care continuă 24 de ore, ele lucrează, deci administrează medicamente, la programație, fără ca sora medicală să ușurează lucru, deci este în terapie intensivă. Avem punct de oxigen centralizat, deja am reușit să facem acolo pentru terapie intensivă COVID. Avem 4 puncte de oxigen care pacienții primesc în continuu 24 de ore. Avem ventilatoare, deci ventilatoare, 3 ventilatoare noi, performante, unul de la PNUD, unul de la Uniunea Europeană și unul procurat de spital în care am trecut. Deci bolnavii se tratează în complex. Concentratoare sunt, desigur că nu ajung la toți pacienții și nu este și la toți pacienții. Deci ele se deplasează la un pacient la altul și după necesitate se administrează oxigen. Peste 75 de căușăneni au decedat deja de noul coronavirus. Medicii roagă populația să stea acasă și să nu se expună pericolului de infectare. La moment, Raionul Căușin se află în codul portocaliu de infecție prin COVID-19.